Primarul Laurențiu Leoreanu spune că încearcă să ajute persoanele care vin în audiență și solicită un loc de muncă, deși, conform legii, acesta nu este apanajul edilului. Chiar și așa, primul gospodar al orașului consideră că o intermediere dintre un om în nevoie și un agent economic nu înseamnă trafic de influență, ci este un gest firesc. Primarul Laurențiu Leoreanu este de părere că cei care vor să lucreze merită o șansă, dar să dea dovadă și de seriozitate. Spre acolo unde mai apar locuri de muncă. Spital, spre firme private. Eu totdeauna când fac audiențe am și informarea de la AJOFM, de la ALEOFM Roman, cu locurile din Roman. Și mai dau un telefon, mai rog. Sper să nu considere nimeni ăsta trafic de influență. Primarul spune că a mai pus o vorbă bună pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, dar în același timp le-a cerut acestora să fie serioși pentru că nimeni nu mai angajează pe așa zisa pilă. Știți unde intervin? Și dau un telefon acolo unde văd că este o femeie cu 3-4 copii. Mi-au venit la audiențele astea două femei cu 6 copii fiecare. Adică e uman să încerci să-i rezolvi, să dai un telefon să vezi. Și eu totdeauna le spun la toți, domnule, încercați dacă aveți un loc. Încercați. Dacă e bun, îl menții. Dacă nu, adică eu nu-s milos și nu mă iert pe mine la muncă și la activitate. Nu pot să car pe altul spate. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă se pot adresa și agenției locale de ocupare a forței de muncă. Nu putem suplini. Mai există instituția aceasta, nu agenția de ocupare a forței de muncă, care ea se ocupă în mod direct. Dar v-am spus, acolo unde știm, unde avem anumite informații, căutăm să le dăm o recomandare cetățenilor care fac obiectul discuției. Cele mai multe solicitări pentru găsirea unui serviciu vin în cadrul audiențelor pe care conducerea primăriei le acordă în fiecare zi de joi și pentru care este nevoie de înscrierea pe listă încă din prima zi a săptămânii, depunând o cerere la biroul unic al instituției.